cum biserica Domnului Isus, vă cer îngăduința încă o dată să vă ridicați. Am intenția să citesc din Biblie. Deschideți vă rog la cartea Iacov, capitolul 5. Iacov, capitolul 5, versetul 7. Iacov 5 cu 7. <coughs> Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare, până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Amin. Amin. Reocupați-vă locurile, vă rog frumos. Astăzi am ajuns la manifestarea roadei Duhului Sfânt cu numărul 4. Dragostea, bucuria, pacea și îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare. Adevărul este că este ușor să fim răbdători când nimic nu ne deranjează, când nimic nu ne provoacă, când nimic nu ne strică confortul. Care este diferența dintre răbdare și îndelungă răbdare? Că Biblia aici nu vorbește de răbdare, vorbește de îndelungă răbdare. Diferența nu e mare, dar este importantă. Răbdare este capacitatea de a îndura propriile tale necazuri, necazurile personale, suferința personală. Îndelunga răbdare este abilitatea de a răbda slăbiciunile altora care te deranjează pe tine. Răbdare înseamnă între tine și tine. Îndelungă răbdare înseamnă între alții sau altcineva și tine. Lucruri pe care nu tu le provoci împotriva ta. Nu e o suferință personală, ci altcineva îți provoacă suferința. Ce nu este în îndelungă răbdare? În Îndelungă răbdare nu este slăbiciune. Nu înseamnă să fii mototol. Nu este indiferență. Nu este fatalism, așa cum spun unii, ce să mai fac dacă așa a fost să fie așa. Nu, în lungă răbdare nu este asta. Nu este resemnare, nu este neputință, nu este ironie și nu este nici măcar atitudinea aia când spui: "N-am încotro, dacă aș avea încotro aș face altceva, dar nu am." Ce este în răbdare? Îndelunga răbdare este prima manifestare a dragostei. Dacă citim în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4, prima parte, acolo unde Apostolul Pavel încearcă să vorbească despre verbele dragostei, despre manifestarea iubirii, el spune, dragostea este în primul rând îndelung răbdătoare. Adică atunci când altul te supără, Când nouă ne merge rău, atunci ne deranjează. Dar când altcineva ne supără, atunci ne deranjează și mai tare. În răbdare are legătură cu nedreptatea pe care ți o provoacă cineva. De aceea, manifestarea îndelungei răbdări este dovada unei mari maturități. Asta nu are neapărat legătură cu vârsta de când ești pocăit nici cu slujba pe care o faci, că nu întotdeauna vechimea în pocăință manifestă îndelungă răbdare și nu întotdeauna cineva care e chemat să facă o slujbă manifestă lungă răbdare. Aceasta este o problemă de caracter. Aceasta este o problemă de maturitate. Îndelunga răbdare are legătură cu capacitatea de a suporta, de a îndura, de a ierta, de a trece peste ofensele pe care cineva ți le aduce într-o formă sau în alta. Am citit în Scriptură, fiți îndelung răbdători fraților. Cu cine? Cu familia, cu frații voștri, la semafor, cum se spunea de dimineață, oriunde cineva te deranjează. Cum dobândim îndelunga răbdare? Scriptura pledează pentru îndelungă răbdare și ne spune că, în primul rând, răbdarea și îndelunga răbdare se dezvoltă prin încercările vieții. O să vă aduc aminte de Iacov, capitolul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dumneavoastră vă puteți da seama ce zice Iacov. Să priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Când cineva te supără și te răzbuni, lucrează firea și te faci tot mai firesc. Când cineva te supără și poți înțelege, poți tolera, poți răbda, nu pentru că el merită, ci pentru că tu ai maturitatea, capacitatea și amvergura necesară, atunci tu practic faci niște exerciții, dar nu fizice, exerciții de caracter, de omenie, de maturitate și tu îți dezvolți mușchii răbdării. Și cu fiecare antrenament în care, pe care îl repeți, luni, marți, miercuri, Devii mai capabil, devii mai răbdător, devii mai înțelept și te poți controla pe tine. Dacă cineva a greșit și te-a supărat, de ce tu crezi că ești mai bun dacă greșești la fel de mult și intri în jocul acela? E vorba de o imaturitate din partea lui și o imaturitate din partea mea. Cultivarea răbdării prin amânarea plăcerii. Vă mai aduceți aminte că la o binecuvântare de copii am vorbit de fenomenul acesta? Dar n-aș vrea să mai prezint tehnic problema. Și aș vrea să citesc din Scriptură. Pavel spune, Filipen, capitolul 4, versetul 11. M-am obișnuit, m-am deprins, m-am antrenat să fiu mulțumit cu starea în care mă aflu. Dacă te afli într-o stare când ești contestat, când ești acuzat, când ești atacat sau atacată, știu să trăiesc smerit. Sunt situații care ne smeresc. Sunt oameni care ne smeresc. Pavel spune, știu să trăiesc și smerit. Știu să intru și în rolul ăsta. E un rol greu, dar am făcut antrenament și pot să stau în rolul acesta. Nu se poate să nu vă întreb. Cum vă comportați la capitolul acesta? Anii trec. Ați investit cumva și în capacitatea de a răbda atunci când cineva vă ofensează? Ați ajuns la nivelul să vă gândiți că asta este o problemă care pune în evidență maturitatea personală? Pe păi acum nu te deranjează nimeni, e normal să fii cu minte. Dar atunci când cineva îți face un rău, mai mic sau mai mare, de un fel sau de altul, Puteți, în numele Domnului, să vă comportați ca niște domni, ca niște doamne, ca niște oameni duhovnicești sau pur și simplu imediat reacționați. Dar oamenii din lume fac la fel. Ce reușește Duhul Sfânt să producă în noi când firea sare la gâtul Celui care ne-a supărat? Îmi vei spune, am dreptate, e adevărat, dar ai dreptate în fire, nu în Duhul. Scriptura vorbește despre îndelungă răbdare și Pavel spune, m-am obișnuit să mă smeresc. M-am obișnuit, am lucrat la treaba asta. Mi-am consumat timpul ca să pot înțelege pe cineva care m-a supărat. Auzi o vorbă în adunare. Am auzit de ună zi o vorbă foarte urâtă despre mine. Și când am auzit-o am spus, ok, o să mă duc și o să-l confrunt. Și după ce au trecut câteva zile, am zis, dacă omul ăsta a fost în stare să spună prostia asta, înseamnă că n-am cu cine să vorbesc. O persoană care coboară atât de jos să spună un lucru pe care nu l-a verificat, extrem de grav, și nu-i vorba de mine, e vorba de orice copil al lui Dumnezeu. Care dintre noi se simte bine să fie bat batjocorit și mai ales pe nedrept să se spună lucruri foarte grave la adresa demnității și onoarei sale. Și am zis așa, nu are rost să mă duc să-l confrunt, pentru că dacă atâta minte n-a avut să spună lucrurile astea, trebuia să vină la mine și să spună, frate păstor, uite am auzit lucrul ăsta, dacă e adevărat, totuși nu-ți stă bine să faci asta. Dacă nu e adevărat, vreau să știi ce se aude despre tine n-a făcut asta. Și a spus la altcineva. Și acel altcineva a venit și mi-a spus. Și a însocotit că nu-i nevoie să mă duc să-l confrunt. Pentru că dacă atât a putut când a venit să vorbească urât despre mine, nu va înțelege când voi merge să vorbesc cu el. S-ar putea să nu mai vine la biserică de rușine, s-ar putea să încerce să se îndreptățească și atunci am spus, nu este nevoie, eu n-am pierdut nimic. Absolut nimic, tot eu sunt. Atunci când suntem atacați, contestați, atunci când se spun lucruri adevărate sau neadevărate despre noi, este o dovadă de maturitate să gestionăm momentul acela. Pavel spune, eu m-am obișnuit să gestionez astfel de momente. Eu știu să mă smeresc, știu să mă plec. Uitați-vă ce ușor este să cad de aici. Cam de unde? am de unde. Dar dacă vin aici, să mă iertați. Dacă vin aici, nu mai am de unde să cad. Dacă mă și întind pe spate, chiar nu mai pot să cad deloc. Cineva care s-a întins poate să cadă? Păi nu mai poate să cadă, că e întins. E deja la pământ de tot. Pavel spune, sunt jos, m-am obișnuit să fiu jos. Și atunci când sunt atacat, să nu reacționez, pentru că provoc o ceartă, provoc un conflict. Și maturitatea mea nu-mi permite să ajung la nivelul acesta. Cei care atacă nu sunt oameni duhovnicești. Cei care contestă, cei care vorbesc de rău, cei care încearcă să strice, să strice reputația conștient sau inconștient, ei nu dau dovadă de maturitate. Ei sunt niște oameni slabi. Dar atunci trebuie să te cobori la nivelul celui slab. Și dacă te cobori, unde mai este diferența? Nu mai este. În de răbdare. Îți protejează demnitatea. Îți protejează reputația. Te face să te bucuri înaintea Domnului. Pentru că ai primit de la Domnul puterea prin exercițiu, prin repetare, prin dorința de a-ți întări caracterul. Anii trec și îmbătrânim. Dar cine nu are caracter, nu are nici la tinerețe, nici la bătrânețe. Cine are caracter are și la tinerețe și mai ales la bătrânețe, datorită experienței naturale pe care o are odată cu trecerea anilor. Frați, scumpi, e ușor să facem slujbe. Că am venit aici, ne luăm costumul și cravata două ore și apoi plecăm acasă și tot noi suntem. Dar e greu în viața noastră naturală, adică oricând în familia restrânsă, în familia extinsă sau oriunde ne aflăm, cum ne comportăm când suntem atacați, contestați sau o altă formă de incomodare pe care o putem primi. Asta se numește îndelungă răbdare. Îndelunga răbdare este remarcată de oameni, pentru că ea provoacă admirația. Când vei întâlni un astfel de om, și îl vei vedea într-o împrejurare că e atacat. Iar el se comportă cu maturitate. Stă liniștit, el nu simte să se lupte. El nu are ce să apere. Pe el îl apără onoarea lui. Cine este om, omenia lui îl va apăra. Pentru că ceilalți îi vor spune acuzatorului, mă nu te supăra, tu degeaba vorbești așa. Eu îl știu pe omul ăla un om de caracter. Spune scriptura să mă înfășoare neprihănirea, să mă protejeze neprihănirea, reputația să mă protejeze. Oameni dragi, cu un străin e nevoie să ne prezentăm, că nu ne cunoaște, dar cu o persoană pe care o cunoaștem bine, nu mai avem nevoie să ne prezentăm. Și nici să ne luptăm și să ne luăm apărarea. Nu, pentru că oamenii ne cunosc. Ei știu ce preț avem. Și dacă noi suntem niște oameni neprihăniți, neprihănirea noastră va fi suficientă. Dacă nu suntem niște oameni neprihăniți, orice am face nu rezolvă problema. Cine ajută disciplinarea răbdării? Cum putem să ne disciplinăm răbdarea? Necazurile vieții, așa cum spuneam, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruință în încercare. Când ai răbdare, biruiești încercările. Când n-ai răbdare, te faci praf. Te agiți, te stresezi, faci gălăgie, te enervezi, faci urât. Dar așa fac și oamenii din lume. Ce este în stare să schimbe pocăința în viața mea, în caracterul meu? Cum pot dovedi eu că sunt copilul lui Dumnezeu? Dar nu prin, ce? prin prezentarea mea, ci prin acțiunile, prin comportamentul meu. Un om poate fi ușor cântărit și evaluat în funcție de felul în care se comportă. Apoi, încercările credinței. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreo îi ai lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Iacov, capitolul 1. Apoi înfrânarea. Biblia spune în 1 Petru, capitolul 2, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Adică dacă ai făcut rău și taci, nu este nicio ispravă. Păi după ce ai făcut rău mai ai și gură mare, măcar taci din gură. Dar când n-ai făcut rău, atunci este o ispravă să taci. Cu alte cuvinte, ai dovada aici în mână și ai putea să-l faci de rușine pe cel ce te atacă. Dar nu ai nimic de apărat, pentru că te-a te apără felul în care te cunosc oamenii, reputația ta, stilul tău de viață. Asta te apără. Oamenii care toată ziua aduc argumente ca să se apere, ei vor să-și îndrepte slăbiciunile. Dar omul care are o reputație suficient de bună, el nu simte nevoia să se apere. Pentru că oamenii deja știu ce fel de persoană este. Nu se ajunge ușor la un astfel de statut și la un astfel de nivel, dar avem la dispoziție câteva zeci de ani ca să ne purtăm ca niște fii de Dumnezeu, nu ca niște persoane certărețe, recalcitrante, persoane care nu putem suferi jugul, nicio nedreptate, nicio ofensă. Noi nu suntem în cer, unde trăim printre îngeri perfecți. Noi suntem pe pământ, trăim între oameni. Oamenii greșesc. Oamenii alunecă, oamenii au slăbiciuni, oamenii uită, oamenii uneori ceva este acolo, poate un pic de ironie, poate un pic de invidie, poate un pic de concurență, poate un pic de neveghere. Alte ori, omul poate că nici nu se seama de ce a făcut. Însă eu, adică mie, căruia mi s-a făcut, cum reacționez? Ce rezolv dacă mă duc și fac un scandal din orice? Ce am rezolvat? El ce a avut rău să fac, a făcut. Ce ar putea el să spună dacă îl confrunt? Iartă-mă. Mm, și ce fac cu iartă-mă? Pot să-mi cumpăr o pâine cu iartă-mă lui? Nu. Atunci mă duc și îmi văd treaba mea. Dacă el are obiceiul să fac asta și mai face încă o dată, îmi dau seama că el e profesionist și mă duc și îi spun, dragul meu, am auzit o dată, am auzit de două ori, am trecut peste lucrul ăsta, am crezut că e accidental. Că vreau să vă spun că și eu am avut accidente de genul ăsta, nu numai altcineva. Dar îmi dau seama că tu nu te mai oprești. Tu ai o problemă patologică. De aceea vin să spun și să te rog frumos să te oprești. Că dacă nu te ajut eu să te oprești, dar nu pentru orice ofensă să facem gălăgie. Asta este o problemă de îndelungă răbdare. Ori de câte ori vom auzi despre îndelungă răbdare. Să știți că are legătură cu ceva ce altcineva produce suferință, nedreptate sau incomodare în viața noastră. În timp ce răbdarea are legătură cu ce mi se întâmplă mie, fără să fie altă persoană implicată. Necazurile vieții, încercările credinței, înfrânarea, înțelepciunea. Uitați ce spune Scriptura în Proverbe, capitolul 19. Înțelepciunea îl face pe om răbdător. Cel care nu e răbdător, cum se numește? Că înțelept nu. Dar cum? Neînțelept. Neînțelepciunea se comportă într-un fel, înțelepciunea se comportă în alt fel. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Înțelepciunea îl face pe om răbdător. Aici nu-i nevoie să ai răbdare când nu te deranjează nimeni. În familie soția e foarte atentă, soțul e foarte grijuliu, ai niște copii de treabă, părinții sunt atenți, frații, surorile, colegii la lucru. Aici sigur că ești liniștit și împăcat, că nu te supără nimeni. Dar cum te comporți atunci când cineva te râcâie? Acolo apare pocăința, sau nepocăința prin reacția care o ai. Pentru că cel care te-a supărat atâta poate, dar și Dumneata, tot atâta poți. Eu tot atâta pot. Eu nu trebuie să mă comport cum te comporți Dumneata. Eu trebuie să mă comport la nivelul meu. Pentru că nu rezolv nimic să ne certăm. Absolut nimic. Dacă întâlnești pe cineva care vorbește urât, și dacă te duci să îi reproșezi lucrul ăsta, pentru faptul că el vorbește urât, ar trebui să-ți transmită următorul mesaj. El poate să vorbească și mai urât. Și dumneata nu-ți mai permis să te duci cu el, că el vorbește urât, dumneata nu o să-ți permiți. Așa că o să începi un lucru și nu o să-l poți termina. Cu un astfel de om, e bine să-ți vezi de treabă. Cel mai bine e să pleci imediat, când e doar mică ofensa, că stai în stare să-ți dea și o palmă și un pum, sau cine știe, poate scoate un pistol. nu o să ai curaj să te pui la nivelul lui de luptă și să folosești instrumentele lui, vorbele lui, atitudinele lui, violența lui. Dumneata faci parte din altă familie. Altcineva ți este stăpân. Altcineva îți conduce atitudinile, acțiunile și reacțiunile. În de lunga răbdare e produsă de Duhul Sfânt care locuiește în noi. Dar ascultați-mă, fraților, când avem daruri spirituale, și frații păstori să confirme dacă eu ce spun e corect sau nu, când avem daruri spirituale, este supranatural și noi nu trebuie să facem nimic. Îmi vine în cunoștință prorocia și eu spun așa vorbește Domnul. Nu fac absolut nimic, decât spun ce mi s-a dat în cunoștință. Dacă e vorba de o altă manifestare a unui dar spiritual, eu nu trebuie să fac nimic se manifestă prin mine, dar eu nu trebuie să fac nimic. Când e vorba de roada Duhului, eu trebuie să fac. Eu trebuie să mă implic. Să nu credeți că Duhul Sfânt ne aruncă așa cu lopata, două lopezi de îndelungă răbdare și când se termină mai mergem și ne mai rugăm, mai dăm o găleată. Să nu credeți asta. Roada Duhului înseamnă caracterul meu spiritual. Duhul Sfânt este în mine, El lucrează aceste manifestări, dar dacă eu nu mă înfrânez, dacă eu nu-mi pun firea la respect, nu-mi fometez, nu-o omor, atunci firea mea va avea prioritate și mă voi manifesta firește și mă voi face de rușine. Voi trece drept un scandalagiu, un certăreț, un om foarte pretențios și sofisticat și oamenii se vor feri de mine pentru că ușor săr la gâtul oamenilor. Hristos n-a făcut așa. El a fost bun și bunătatea lui a atras mulțimile. El a fost milos. Mila biruiește judecata. În loc să judec datorită milei, voi fi tolerant. Și cu mine a avut Dumnezeu milă. Uneori frații au milă cu mine. Uneori s-ar putea nici să nu știu că v-am supărat sau poate v-am nedreptățit pe careva. Uneori Doi oameni fac bine în biserica asta și pe unul îl anunț și pe al doilea, uite să-l anunț, poate mi-a mi scăpat din minte. Sunt doar un om, nu sunt un robot, sunt un om. Aici nu e vorba de reavoință, aici este vorba de o omitere. Sigur că nu e ideală, dar foarte probabil că te-a durut treaba asta și ai zis mă duc să-i spun. Dar până la urmă ai zis mă nu mă duc să-i spun. Pentru că nu cred că a făcut-o intenționat, din câte-mi dau seama. Și o și greșesc, ca și el. Și probabil că ți-ai văzut de treabă. Foarte probabil că asta se întâmplă foarte des, că cine vorbește toată ziua, toată ziua, toată ziua și ia decizii toată ziua. Sigur că pe unele dintre ele nu le ia bine, le ia greșite, strâmbe, că cine este omul care nu greșește? Roman, capitolul 15. Tot ce a fost scris mai dinainte pentru învățătura noastră, prin răbdarea și mângâierea care o dau scripturile, ne conduce la speranță. Îndelunga răbdare ne conduce la speranță. Adică rămânem nezguduiți în speranța noastră că făcând această investiție, fraților, aceasta e o investiție. Dumneavoastră, astăzi, la masa de strângere de fonduri, ați făcut o investiție. Unde? În împărăția lui Dumnezeu. Dar, când răbdați pe cineva care își manifestă o slăbiciune, o alunecare, o neveghere, și atunci ați făcut o investiție. Este o atitudine duhovnicească să faci investiții în felul acesta? Evident. E o atitudine firească să faci un scandal folosind orice oportunitate de a încerca să te aperi? Evident. Oameni dragi, fiți de lung, răbdători, dar dacă nu vom fi preocupați să ne dezvoltăm capacitatea asta prin exercițiu, prin repetare, exact ca Pavel, m-am deprins, adică am ajuns la nivelul la care am capacitatea să fac asta, pentru că am tot repetat. Am tot repetat. De felul meu, nu-s bun la lucrul ăsta, pentru că oamenii iuți. Iuți fac binele, iuți fac răul. Cei mai calmi, mai și flegmatici. Încet fac binele, încet fac răul. De ani de zile mă lupt cu lucrul ăsta. De ani de zile. Uneori mă aud și eu că vorbesc și n-am avut timp să mă gândesc la vorbele alea. Pur și simplu au ieșit, dar au ieșit din sentimente, nu din discernământ. Și dacă un pic, nu am fost atent. Spun cuvinte pe care le regret iar mie mai mult decât dumneavoastră, nu-mi stă bine să fac așa ceva. De aceea această temă este foarte delicată pentru mine. Care sunt efectele răbdării? În Romanii capitolul 5 versetul 4. Roman 5 cu 4. Scriptura ne spune despre victorie în încercare. Roman 5 cu 4. Victorie în încercare. Întotdeauna capacitatea aceasta de a răbda aduce în timpul încercării victorie. Ea nu se activează în normalitate, ci numai în momentul în care cineva face ceva care te deranjează. Speranță. Omul acesta are speranță. Roman 15 cu 4. Sau devine un om evlavios, așa cum vorbește scara lui Petru din 1 Petru 2 Petru capitolul 1. Sau iertare, cum citeam puțin mai devreme, proverbe 19 cu 11. Răbdarea este iertarea până la jumătatea drumului. Răbdarea este iertarea unei jumătăți de drum. Când rabzi, jumătate din, din drum ai rezolvat-o. Relații cordiale. Nu mai imaginați-vă că știți din familie lucrul ăsta. Știți că predicatorii spun la nunți sau la conferințe de familie, nu poți să ai și dreptate și pace în același timp. În familie este ideal să cedezi un pic, adică ai dreptate, dar nu zici nimic. De ce? ca să nu mai urmeze o ceartă. Asta înseamnă că plătești pentru familia ta. Plătești pentru soție. Nu trebuie neapărat să-i dovedești mereu și mereu și mereu că a greșit. La ce-ți folosește? E prințesa ta. E tovarășul tău. De ce trebuie întotdeauna să-i aduci dovezi că iar a greșit? Dacă așa faci cu propria soție sau soț, păi cum faci cu oamenii de pe stradă? Înseamnă că Asta este milă, mila biruiește judecata. Fraților, asta înseamnă milă. Mila biruiește judecata. Adică ai dreptate. Judecătorul ți-ar spune, l-ai supărat la pușcărie cu tine, dar nu te duci la judecător. De ce? Pentru că mila din tine a birui judecata. Nu mai îți trebuie judecată. Această sensibilitate de a ne ofensa așa de tare are un mesaj, fraților iar mesajul este unul jenant. Imaturitate, o sensibilitate aproape de firea pământească, asta nu este o pocăință adâncă. Nimeni nu poate să exceleze întotdeauna. Accidente se întâmplă întotdeauna, dar dacă la fiecare intersecție te lovești de cineva, mă gândesc că destul de des să-ți cumperi o mașină nouă. Apropii de încheiere, spunând faptul că răbdarea este asociată întotdeauna cu o inimă curată, este asociată cu capacitatea de a tolera, de a îngădui, îngăduință răbdătoare, este asociată cu smerenia, un om smerit, el nu se simte atacat, pentru că e un om smerit. Am auzit și eu pe alți predicatori, care povesteau despre cineva și acel cineva a fost atacat de cineva. Și i a zis, bă, nu ești bun de nimic, sau bă, dar i-a spus un cuvânt urât. Și acesta care a fost atacat a spus, să știi că ți mai rău decât mi-ai zis tu. Nu mai jigni cu nimic. N-am fost de față să văd cum s-a comportat cel care a atacat, dar mă gândesc că rămâi fără cuvinte. Când încerci să-i spui cuiva că e cam Adică nu-i bun de nimic și ăla se uită la tine și spune, nici nu știi cât de nepriceput sunt. Mă gândesc că să te comporți așa, în primul rând, îi dai o lecție de viață la omul ăla, nu mai uită nici mort, nu viu. Și în al doilea rând, faci niște exerciții de îndelungă răbdare care te vor ajuta. Iar oamenii care te cunosc, în mintea lor, vor spune, ăsta este un domn. Iar copiii vor spune, vreau să fiu ca tata. Credeți-mă că puține lucruri îmi doresc mai mult decât să spună copiii și nepoții, dar nu față de mine, că față de mine poate vor să-mi facă complimente și să mă încurajeze. Să spună despre mine, vreau să fiu ca tata sau vreau să fiu ca bunicul. Puține lucruri îmi doresc mai mult decât atât. Pentru că dacă ei vor spune lucrurile astea afrodată, s-a meritat să ajung până la vârsta asta. Și s-a meritat să încerc ceea ce am încercat până acum. Mai am un minut la dispoziție să închei. Spuneam de blândețe, neprihănire, credință, milă, disciplină și acum o să spun faptul că Iov este un astfel de exemplu, este un exemplu celebru. Nici nu are rost să mai vorbesc încă o dată de el că povestea lui este arhiconoscută. Fraților, nevinovat, Dumnezeu l-a lăsat să fie atacat de diavolul. Zece copii au intrat în pământ o casă s-a dărâmat ca și cum n-ar fi fost niciodată. Toate turmele lui s-au făcut praf. Și diavolul a venit încă o dată nesătul și a spus, îi ții apărarea, e materialist, se giugiulește pe lângă tine și se dă pe lângă tine doar pentru că tu îl protejezi. Ea nu l mai proteja, la pe mâna mea să-i produc suferință. Poftim. Și i-a dat un fel de cancer de piele. Și așa nenorocit cum era, a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie lăudat. Sunt așa de departe de această atitudine dumnezeiască și mi-aș dori așa de mult să pot fi un astfel de bărbat, un om atât de matur încât să-mi controlez nu atât de mult acțiunile, ci reacțiile mai ales, Că astea sunt inconștiente. Acțiunile sunt conștiente, dar reacțiile sunt automatisme. Gândiți-vă la lucrurile acestea oamenii lui Dumnezeu, că ceea ce rămâne de noi e felul în care am trăit și nu în momente de normalitate neapărat, ci în momente de criză. Când suntem iritați și în timpul acela putem să spunem sau să facem prostii, stricându-ne mărturia de care Dumnezeu s-ar fi putut folosi dacă nu era stricat. Gândiți-vă că asta este influența noastră, mărturia noastră este influența noastră. Este glonțul pe care îl avem Ne ridicăm la rugăciune oamenilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne primească rugăciunea.